Victima a fost prinsă în timp ce sustrăgea o sacoșe cu varză noaptea de duminică spre luni din piața Motru. Din spusele sale, polițiștii l-au încătușat și l-au dus la secția din oraș. Bărbatul povestește cu groază prin ce a trecut. M-au legat cu mâinile la spate, așa cum aș fi așa. Unul stătea cu mâinile, cu piciorul pe cătușe și ala întâlnea numai picat. În aceeași noapte, polițiștii au mers la casa concubinei bărbatului, pe care au chestionat-o cu privire la mai multe furturi care s-au petrecut la Motru. Au intrat fără mandat de percheziție, deci au intrat, au avut tupeu și au intrat în casă fără mandatul de percheziție. S-au uitat în toată casa, bineînțeles, mie nu mi-a adus nici biciclete, nici casetofoane, la care mi-a spus și, păi zic, el unde este? Păi îl prinsărăm cu varză și la poliția Motru. Spre dimineață, chiar polițiștii l-au dus pe bărbat la fratele acestuia, din localitatea Ploștina. Halul care era bătut, nu l-a dus la spital, l-a dus la mine acasă, fiind aproape, l-a întrebat, bă, unde te duce, mă, acum la ora aceasta? Și fratele meu spune, domnule, am un frate la Ploștina căsătorit și a venit chiar la mine. Nu se poate așa ceva. Asta nu-i poliție. Ăștia sunt criminali în poliție, n-au ce căutam poliție în halul ăsta. Rudele l-au dus pe bărbat inițial la spitalul din Motru, după care au cerut să fie transferat la Drobeta Turnu Severin. Prezintă leziuni în urma unui traumatism, este un traumatism toracic și de bazin. Nici rudele și nici victima nu au depus nicio plângere la Inspectoratul Județean de Poliție Gorj sau la parchet. Superiorii oamenilor legii din Motru s-au sesizat din presă. Deși nu a formulat niciun fel de plângere împotriva modului de intervenție al agenților de poliție din cadrul Poliției Municipiului Motru, conducerea inspectoratului s-a autosesizat din cele semnalate de mass media și a dispus efectuarea de verificări privind modul de acțiune al polițiștilor. Bărbatul rămâne internat în spitalul din Drobeta Turnu Severin cel puțin 48 de ore. El este cercetat de polițiști pentru furt calificat.